S-a sunat de ore, dar nu toată lumea are același orar școlar. Nu toți elevii intră în clasă. Tot mai mulți dintre ei rămân acasă. În România, unul din patru elevi renunță la orele de la școală. Dar nu pentru că vor. Noi le putem da înapoi lecțiile preferate, de mat, de român, de englez, și prof care nu-i lasă să rămână în urmă, ci trag să rămână în clasă. Și tu poți transforma absențele copiilor din mediul rural în ore de educație. Donează acum și ajuți elevii aflați în pragul abandonului școlar să nu se lasă de școală.